Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Un tânăr s-a întâlnit cu o fată cunoscută pe internet. Adică a cunoscut-o pe ce? Pe Facebook, cum se face? Probabil sau pe Instagram? Facebook. Sau cel pe mai asta, probabil, da? Pe Facebook. Ah, mai e unul, OnlyFans. Sau... Nu cred că a cunoscut-o pe OnlyFans. Că, de ce? Fetele alea nu cred că se întâlnesc cu cineva, adică e doar pe fotografii. Da, ce, s-au călugărit? Ah, ok, dacă bine, deci acolo, să zicem, da, că s-au întâlnit acolo, s-au cunoscut acolo și, și el s-a uitat la poze, ea s-a uitat la poze, da. Povestea a continuat foarte rău pentru el. Polițiștii din Telorman au demarat o anchetă. Tânărul a sunat la numărul de urgență 112 și a anunțat că acum mă gândeam la variante, știi? Ori nu era... chiar ceea ce își dorea. Da, adică să scape. Băi, am făcut o greșeală. Cum plec de aici? Ori avea ochii căprui, nu-i avea albaștri sau invers. Da, sigur. Așa. Ori o fi venit vreun urs, ori, mă rog. Dar, nu. A sunat la serviciul de urgență că e ținut într-un imobil împotriva voinței sale, fiind agresat. Și nu era agresat de domnișoara cu care s-a întâlnit. Că domnișoara nu venise singură la întâlnire. Astea nu pot înțelege. Mă rog, era pusă pe jaf. A venit cu vreo 4 Smart 2 după ea. Așa? L-au băgat pe băiatul nostru în dubă și l-au agresat, l-au urcat cu forța într-o mașină. De ce ai face treaba asta pe bun? Ca el sau ca ea? Că la ea bătesc, ca ea. Ea avea un plan, o treabă. Poate asta era la serviciu la ea. Adică ademenea băieți de ăștia din Drăgășani, nu? Ai zis că era? Da, și ea era din dintr-o zonă foarte bună, Vrânceni. Da, așa. Deci ademenea băieți și nu știu ce le făceau după asta. Le luau lucrurile, probabil, cu chestii de genul ăsta. Dar bănuiesc că se uita ce ceas porți, nu știu, ai lănțișor de aur. Ceva ai... mesaje, ai bani. Sau ce-o fi zis înainte de întâlnire? Pune-ți tot aurul pe tine, că vreau să te văd strălucind așa. Da, poate și el s-a dus să impresioneze, da. Știi? Ah, da, uite, la asta nu m-am gândit. Trebuie să fii curajos să faci o treabă din asta. Astăzi, în vremurile de astăzi, te întâlnești pe internet. Adică, bine, bănuiesc că sunt și site-uri care, mai serioase, care asigură treaba asta. Sunt cu siguranță. Dar trebuie să fie ceva foarte curajos. Zic, bună ziua, uite, mă întâlnesc cu o dată. În primul rând că s-au cumbeat. Nu știi întru totul cum arată, că noi toți în poze ne punem ce avem mai frumos. Asta vreau să spun, că rețelele de socializare de obicei deformează realitatea și de aici aș vrea să intre pe cei care sunt acum în dimineața asta cu Europa FM, dacă ei au încredere să se întâlnească cu oameni pe care i-au cunoscut pe internet. Adică și dacă au vreo... să se întâlnească amoros, așa, romantic, cum ar fi. Da, păi... Da, mă rog. Romantic. Dar e cineva care și-a cunoscut jumătatea pe internet? Pe OnlyFans sau... Nu, domnule, pe internet, pe internet, pe Facebook. Uite, au intrat într-o convorbire, știu o poveste, ne-a zis o colegă la un moment dat, despre o fată care a venit din Belarus. Știi, aici a cunoscut un băiat din România. Și în două săptămâni s-a maritat. Și în două săptămâni s-a maritat aici. Și... dar ei nu știau nimic unii despre alții, în afară de fotografii, care, mă rog, s-au potrivit și ce-și mai spuneau ei acolo. Și ea nu știe nici limba română, nu știe nici engleză, exact, de-aia mă întreb cum comunică. Prin semne, dar știi cum e, în primul an de iubire nici n-ai nevoie de cuvinte, numai te uiți în ochii celuilalt și tot, serios. Asta se întâmpla în anii 70. Așa cum, stau amândoi și se uită în telefon, jur. Deci arată-mi și mie semnul pe care îi spui unei doamne că vrei să te măriți cu ea. Chiar te rog. Ăsta era, scoți un inel. Deci dacă vii un inel, cred că e limba cu un inel. E limbaj universal. Vine cu patru și fuge cu el. Da, asta e cazul. Asta e cazul pe care l-am descris azi. Uite, mesaj deja, Violeta. Îți trebuie curaj, dar și puțin noroc. Eu mi-am întâlnit soțul pe Facebook acum un an, în ianuarie. Din mai anul trecut suntem împreună și v-ați și căsătorit. Felicitări. Felicitări, deci, să vă meargă bine. Da, știi că e o barieră acolo, pentru că, bun, discuți cu omul ăla, stai de vorbă, îl vezi, poți la un moment dat să și intri pe canalele astea de comunicare, dar nu sentimentul de încredere cum se construiește, că de obicei îți spune un prieten, nu? Sau îi cunoște anturajul, vezi ce fel de om e. Studiezi și tu profilul, vezi și tu ce comentarii lasă prin alte locuri, mă gândesc că așa poți... Da. Prinde puțină încredere înainte de prima întâlnire, că după aia vezi. Dar tot e curajos. Tot e un gram de risc există. Un gram de risc există în toată treaba asta, da. Mi-am cunoscut soția pe Facebook, suntem de 10 ani împreună, iar recent am făcut și cununia religioasă, amânată din cauza pandemiei. Deci vezi, pe Facebook ăsta are și părți bune. Da. Pe nevastă mea am cunoscut-o jucând un joc pe internet. Este din Norvegia. Mergem tare de 8 ani. Deci ce cum? Tare. Vă jucați împreună probabil, pe internet? Da, probabil în rețea.
Aha, știi? Mai auzit povești din astea. Și te-am prietenit și acolo cu tot felul de persoane și uite că la ei a mers treaba. Vă mai jucați și acum? Adică mai merge jocul ăsta? Știi când te însori să termină cu jocurile. Și dacă ne poți spune și ce fel de joc. Da, ce era? Cu săbii sau că nu era Counter-Strike sau... La Counter-Strike mi se pare cam violent. Trebuie să fie ceva pe zona mai romantică, gen cu săbii. Mi-am cunoscut cu Warcraft, nu știu Warcraft dacă e cu săbii. Era cu orci, asta orci. Știu, nu mai știu ce avea eu orci. Nu mă joc de aia, întreb. Așa ne-am cunoscut aproape 9 ani, suntem gătoriți de 3 și avem o fetiță, deci tot pe internet. Ți-am zis, mă? Warcraft jucau oamenii. Warcraft? Da, Warcraft. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.